Salut! Plisesc destul de rău și afară iarăși plouă. Peste o oră trebuie să mă duc să-mi iau o roată de casetă ca să o pun pe bike pentru că vineri plec la Timișoara pentru concurs și m-am gândit să vă arăt ce am primit de ziua mea. Așa, deci prima chestie este un Gorilla Pod, un Joby Gorilla Pod. E varianta hibrid sau ceva de genul medie. Pentru telefon trebuia una mai mică, dar am vrut să fie mai mare ca să, nu știu, ca să pot prinde de mai multe chestii și să fie mai rigidă, adică chestia asta e destul de rigidă. Sunt foarte bucuros că am primit-o, chiar nu mă așteptam să o primesc și mă ajută foarte mult. Chestia asta mă ajută foarte mult să fac timelapse-uri, deci dacă vreți să faceți timelapse-uri, pur și simplu intrați în camera de iPhone și dați pe timelapse. Și ca să iasă bine, trebuie să fixați telefonul undeva și să dați play. Asta e tot ce trebuie să faceți. Asta e Kendama. E super faină, e prima Kendama pe care am primit-o, e prima Kendama pe care o dețin și îmi place foarte mult că e colorat într-un fel și în jurul găurii are alt gradient de culoare ca să fie ușor să o vezi. Să bagi spike-ul, îmi place foarte mult că, nu știu ce asta, Ken? Îmi place foarte mult că Ken-ul este violet, nu este pur și simplu o culoare obișnuită și la chestia asta. Și la chestia asta am primit și o pereche de căști Skullcandy Inc. D sau ceva de genul. Se aude super fain basul și se înțelege foarte bine vocea. Știu să pun pe cupa mare, da, după aia pe cupa mică, ok. Scrieți în comentarii ce tricuri vreți să vedeți că dau pe Kendama și poate o să-mi iese și o să vi-l arăt în vlogul următor. Apropo, ața e portocalie, e super faină. Am primit și șapca asta, care e destul de drăguță. Scrie aici, stay true. Da, nu e cine știe ce. Și urmează să mai primesc o chestie. Încă nu știu ce e. Vrea să-mi ia căplescul, dar nu a ajuns curierul la timp. Și cam asta a fost totul. A, și am primit și un tort super fain cu poze pe el. Până acum un video de când l-am primit. Boom. Două de la Ada. Da, stai puțin. Aici e și poza de la majorat meu unde scrie care e mic și care e mare, dar nu se vede. Aaa. Păi unde le luați mai maică, dragă? Cine De vă... pe... Acum merg la biliard să testez stacul pe care l-am primit de la Căplescu și... să testez și Kendama. În momentul de față am toate cadourile pe care le-am primit de ziua mea în mâini. Nu prea cred că se vede cine știe ce. Am să trec să-l iau pe Căplescu și abia aștept să testez stacul ăsta. Yeah, the little VR. Și azi voi juca un Ken cu Cătă, uitați-l aici pe prea minunatul Cătă. Acolo este Căplescu, aici este Andrei. Dă lovitură! Lovitură! Mamă! O văzut pe aia. Ce-ți pronunțai? Nu, nu. Până acum ți-l pronunțai greșit. În fine, deci haide să începem vorbitorilor. Hai! Perfect. Da, deci eu sunt David și o să-l bat acum pe Cătă la un, stai așa, la un Game of Kendama, că e super tare. Cum opresc? Gata, început, nu mai opresc. Salut, eu sunt David și azi îl voi bătea pe
Amatorul ăsta. Prăbuitorul ăsta. Bine, hai să începem. Hai să începem. Bă, 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 ia! Ia, 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! Cam flip to spike! Stai să te filmez eu. Wow. Wow. Ești wow. Ești filmează. Wow! Suntem la mine, eu și Cătă. Ok. Tocmai am terminat de editat acest vlog, o să-l postăm și vreau să vă rog ceva foarte mult. Vreau să vă rog să apăsați pe acel clopoțel de lângă butonul de subscribe, pentru că weekendul ce urmează o să fim la Timișoara pentru un concurs și nu o să avem când să edităm și să postăm vlogurile, așa că o să postăm live. O să facem live-uri de la concurs și dacă ați apăsat pe acel clopoțel, o să fiți anunțați când postăm live-uri și o să-l puteți vedea live. Așteptăm să ne lăsați comentarii. Primul live o să fie mâine în jur de ora 6-7 cu sesiunea de antrenament de la concurs și ne vedem atunci. Nu uitați să apăsați pe acel clopoțel și să dați subscribe. Ciao!